Am primit, de fapt, am cumpărat un borcan de carne la care am găsit o bucățică de tamină și m-am apucat să învăț și eu așa pe tamină. Am acum mână, de asta încerc să fac aici o floricică. E prima dată când lucrez pe tamină, că n-am mai lucrat, dar mă inspir și eu de pe net. Că de-aia e bun netul, nu? Uite, să luăm și ceva frumos de pe net. E gata primul meu tablouaș pe tamină. Uite cum arată. Și am atașat eu acolo un mic jnuruleț de mărțișor, așa. Foarte, m-am uitat pe Pinterest, am căutat acolo flori cusute pe etamină. Păi, dacă nu știi punctele, măcar să mă uit pe Pinterest, da? Dar nu știu ce să fac, uite, aici jos iese din ațică și nu știu cum să... Poate știți voi vreo metodă cum să fac să nu mai iasă ațica asta? Se scămoșează așa, într-un fel. Și nu știu ce să fac să rămână așa. Uite, primul tablou cu floricică îl țin așa, dar de fapt ar trebui să-l țin mai de aici, mai din mijloc, ca să se vadă mai bine. Aici, jos, la bază, la baza tulpinei mă refer, am încercat eu să fac o invenție de frunză, dar tot pe Pinterest am văzut de fapt cum se fac frunzele. Sper să vă placă. Da, primul meu tablou pe etamină care reprezintă o floare, nu știu, o lalea. Am încercat să păstrez, dar uite că am câteva greșeli. Da, e, așa e prima dată, că uite, aia e în plus, dincolo n-am mai făcut la fel. Acum le văd pe filmare că de fapt sunt câteva greșeluțe. Asta e primul tablou, bă, pe etamină. Ia să vedem ce părere aveți voi, vă place, nu vă place?